Salut, Marcel! Salut, Ne cunoaștem domnule. de mulți ani, tu locuiești la Orhei, Dan. erai Da, cândva eu. la internat sau cum se numea el? Timp de 21 de ani am stat în centru de plasament pentru copii cu nevoi speciale, dar acum, din 2018, m-am mutat la o locuință protejată cu alți trei tineri. Da, sunteți Adică. patru într-o locuință protejată care tot beneficiază Da. de aceleași servicii, Da, de aceiași centru de oameni angajați de plasament. la internatul celălalt, de la centrul de plasament Da, vin și vă da, ajută, doar că voi vin. locuiți ca și cum acasă în familia voastră. Dar toți Da, sunteți orfani, toți sunteți fără locuim familie. împreună. Da. Și cu nevoi speciale locomotorii. Am văzut în curtea voastră aveați multe scaune, rulante, cărucioare, ce era acolo la voi? Da, adică eu sunt scaunul cu rotile, dar cum am și A, pe erați mai mulți. cealaltă. Acum numai tu ești cu scaunul rulant, da? Ceilalți Da, pot să meargă. acum sunt numai eu. Eu am un cărucior electric, dar el este băușnic și de foarte multe ori l-am reparat. Adică da, dădeam 1300-1300 și niciun rost, nimic. Oho, dar Da? de unde atâția bani? De unde luai banii? Adică mai rugam prietenii de A, să te peste ajute. hotare și mă ajutau. Dar am văzut că nu este cum, adică am văzut că se defectează foarte des, am hotărât iarăși ca să intervin cu un mic filmuleț și să rog oamenii de bună credință care pot să mă ajute la conturile bancare să-mi ofere cât de puțin și cu cât. Ai contul tău bancar sau al Da. organizației? Nu, au contul meu bancar, Personal. personal, al meu. Bun, și Da. ce vrei acum? Să cumperi un aparat nou? Da, am găsit pe internet un cărucior electric. El costă foarte scump. Cred că ați văzut și dumneavoastră. Da. Și revin către toți prietenii, colegii care mă cunosc și care mă știu și vreau ca acest filmuleț să fie postat pe Facebook, adică să poată reționa lumea mai activ și mai front și să-mi procur un scooter electric, nou nouț, din România. Dar de ce din România nu se găsesc în Moldova? Nu, la noi sunt, dar sunt de astea băușnice. A, Dar eu folosite, vreau, adică. da, dar eu am zis că vreau unul nou, tot cu garanții, tot. Și ăsta din poză e de la firma din România care ți-l poate livra. Ți-l Da, poate dar aduce la costă. Orhei. Da, nu, ți-l aduce până la Vama Leușeni. Și cum îl iei? Vine după aceea cineva de la... Trebuie să caut eu transport și mai departe eu să organizez. Să Să ajungi iau cu el la sau. Orhei. Da. Am înțeles. Asta-i. Și 3.000 de euro costă Da. bucuria asta. 3.000 de euro costă acest cărucior. Dar de la stat tu nu ai decât un cărucior de mână cu care tu trebuie să dai de mâini sau să te împingă Da, cineva. eu ăla am, de la stat ăla am și mă folosesc cu el pe oraș. Dar mi este foarte greu, dar. Să vă spun așa mai corect, eu deja m-am obișnuit și cu ăsta. Dar mi-e mai comod cu acela electric. Cu acela electric te descurci singur, nu trebuie să te împingă nimeni, să te urce Da, borduri, da, da? da. Da. Și tu ești Adică nu băiat trebuie mare să. deja și vrei să fii din capul tău, să nu stai cineva din urma E, ta. da, nu mai. Cum? Nu, nu. Cum nu ești Eu mare? am înțeles. Da, eu am înțeles gluma. Nu cât de asta, dar nu iubesc ca să mă împingă cineva sau să mă ridice cineva. Iubesc eu singur să fiu de sine De stătător. acord, da.